O zi măreață pentru istoria României. M-am bucurat totdeauna când am întâlnit copiii dornici să știe cât mai multe, să învețe a scrie, a socoti, să vorbească frumos, să cunoască istoria poporului nostru. Așa sunt și micuții mei prieteni, Oana, Dorina și Andrei, cu care m-am întreținut cu povestiri istorice de fiecare dată când am avut ceva de spus. Dar, iată că într-o zi, Oana m-a întrebat: Bunicule, ascultând eu așa pe unul și pe altul, am înțeles că acum ne conduce Partidul Comunist Român. E adevărat, Oana. Adică ne conduce acea măreață adunare, alcătuită din cei mai vrednici, mai pricepuți și mai iubitori de țară dintre toți locuitorii României. Dar de când există Partidul Comunist? De la 8 mai 1921. Ca să țineți minte această dată, de cea mai mare însemnătate în istoria poporului nostru, să vă povestesc o întâmplare de atunci. Vedeți voi, soldații, adică muncitorii, țăranii, cărturari, au luptat, au biruit pe dușmani în zeci de bătălii și au unit țările române, făcând România mare. Așa cum am spus și altădată, tot poporul s-a bucurat nespus. A crezut că o să-i fie și lui bine, să aibă tot ce-i trebuie și chiar să-i aparte la conducerea țării. Dar n-a fost tocmai așa. Și n-a fost deoarece conducerea a încăput pe mâna celor bogați. Ei se înfruptau, cum se zice, din toate și poporului îi lăsau doar ceea ce le scăpa printre degete. Mai ales muncitorii o duceau foarte greu. La mulți, salariile nu le ajungeau nici ca să cumpere hrana copiilor. Chiriile erau foarte mari, așa că adesea locuiau în case răpănate. Și totuși ei, muncitorii, trebuiau să repare stricăciunile pricinuite de război și să dea lumină, căldură, să fabrice mașini și unelte pentru munca pe ogoare. Văzând că bogații din conducere nu le ascultă plângerile, muncitorii au făcut grevă. Adică au încrucișat brațele și au refuzat să mai lucreze în fabrici. Ori zine. Atunci, conducătorii cei bogați au trimis jandarmii împotriva lor ca să-i silească a muncii. Pe mulți din cei care se împotriveau, i-au închis și i-au bătut. Se spunea, pe drept cuvânt, că acea grevă n-a reușit pentru că muncitorii n-au avut un conducător energic, revoluționar. La mine, în oraș, zeci de muncitori au fost arestați. Dar mai ales pe unul îl căutau: pe Tudor Manea, mecanic la fabrica de cherestea. Îl căutau și nu-l găseau nicăieri. Stătea ascuns în casa unui plutaș numit Ghiță Boboc. Știu aceasta chiar de la băiatul acelui prieten, de la Sandu Boboc, care mi-era coleg de clasă. Împreună cu acel coleg învățam adesea, iar muncitorul Tudor Manea ne-a ajutat de mai multe ori. Să rezolvăm problemele la matematică N-avea el cine știe ce școală Dar era foarte deștept și omenos Sfătos și cum se cade Odată, într-o seară Când ieșeam din casa lui Sandu În poartă, hop, ne-au întâmpinat doi polițiști Acasă-i tată-tu, mă? A întrebat unul cu glas prefăcut <trui> A Sandu Păi, mata, nu știi, domn polițist, că tata-i plutaș și umblă cu pluta? Uite așa pe valurile bistriței Și hai da hai, pleacă luni la galați și vine vineri Și hai da hai ce văd fluiere așa, se răstice alt, holbând ochii încruntați către noi Păi așa fluierăm noi plutașii când mergem pe bistrița la vale Și vrem să știm la cât un cot că-i cale slobodă, să nu dăm peste alte plute Hai, da, hai, dacă e slobod, ori... Și stai, dacă e cu primejdie, taci că mă asurzești. Ori ești cam într-o ureche, a zis polițistul, mai supărat. Nu sunt într-o ureche, domnule polițist, ci sunt numai ochi și urechi. Că așa trebuie să fie un delcăuș. Urmata nu știi ce e un delcăuș este cel care ține cârma din spate a plutei și rotește așa, uite așa o rotește, Ui, când la dreapta, când la stânga și când a trecut de o stâncă ori de un cot primejdios fluie iară. Lu! să audă dragomanul, cârmaciu din frunte și să-i dea drum mai repede. Pe urmă, iar, Ui, și hai da hai, lasă palavrele, s-a mai furios polițistul. Mai că ai acasă. Domnule polițist, mama e totdeauna acasă. Că am un frate de trei ani. Un plângăcios și un mofturos de nu-i mai intră nimeni în voie. Când începe a plânge, <cute> nimeni nu-l mai potolește. Doar eu când îi fluiera așa, atunci se oprește din plâns. Îi place fluierat. Trage a plutaș. O să-l învăț să fluiere tare. Uite așa. Hai, babă! Hai, da, ha! Ca la plute, domn' polițist! Văzând că nu mai scoate la cap cu Boboc Sandu, polițiștii l-au îmbrâncit la o parte și au intrat cu deasila în casă. S-au răstit la mama lui Boboc, au răscolit toată casa, s-au urcat și în pod și au cotrobăit în toate unghierele. Au coborât și în pivniță, dar n-au descoperit nimic. Pe cine căutați, domnilor polițiști? a întrebat mama lui Sandu. Știi tu pe cine? Dar de unde să știu păcatele mele? Pe comunistul Tudor Mane îl căutăm. Unde l-ați ascuns? Păi unde să-l ascundem când nu l-am mai văzut de la greva generală? Nu cumva l-a luat bărbatul tău cu pluta la galați? Nu știu, dar de obicei bărbatul meu nu ia pe nimeni. Călătoria pe apele bistriței, siretului, e foarte primejdioasă. Omul meu are inimă bună și nu vrea să ne norocească pe nimeni. Eu cu Sandu am stat în o gradă și am așteptat ca polițiștii să termine amănunțita lor cercetare. Când au plecat, mânioși că n-au găsit ceea ce căutau, l-am întrebat pe Boboc Sandu. De ce ai fluierat de atâtea ori și ai ținut atâta vreme de vorbă? Păi ăsta e consemnul. Fluier de plutaș ca să-l vestesc pe bădița Tudor Manea să fugă pe poarta din spatele casei. Iar vorbirea lungă e așa ticluită ca să ajungă departe, cât mai departe. Mai târziu am aflat că muncitorul Tudor Manea a călătorit pe pluta lui Boboc până la Galați. Iar de acolo, peste o săptămână, a mers la București, unde în 8 mai 1921 s-au întâlnit reprezentanții aleși de muncitori și au hotărât înființarea Partidului Comunist Român. Adică să aibă și muncitorii un conducător, un apărător împotriva nedreptăților săvârșite de cei bogați, de stăpânii fabricilor, un partid cu adevărat revoluționar. Acești bogați și stăpâni de fabrici nu s-au lăsat însă până când n-au arestat pe mulți dintre conducătorii tânărului Partid Comunist Român. I-au arestat și i-au ținut mulți ani la închisoare. Dar muncitorii, ca și toți oamenii cinstiți, au de atunci un conducător iscusit și curajos, care nu s-a înfricoșat de nicio primejdie și a luptat fără niciun răgaz cu asupritorii, cu cei nedrepți, cu cei care urmăreau să înrobească țara. Au luptat până au biruit. Așa cum v-am povestit, și un băiețaș, un coleg de-al meu, fără să știe, a dat o mână de ajutor ca această visare a oamenilor muncii să se împlinească să se creeze un conducător înțelept și dârz al muncitorilor și al întregului popor. De aceea zicem că ziua de 8 mai 1921 a fost o zi măreață pentru istoria României.